cu aceeași literă. Mulțumesc, domnul președinte. După cum s-a precizat mai înainte, Institutul Român pentru Drepturile Omului funcționează în baza legii 9 din 91. De atunci nu s-a modificat această legislație, nu că asta ar fi o problemă dacă nu ne-am uitat la dinamica relațiilor sociale. Dar cum lumea s-a schimbat și au venit foarte multe recomandări din partea organismelor internaționale, cele două comisii, membrii celor două comisii din Cameră și din Senat pentru drepturile omului au inițiat această modificare legislativă care credem noi că extinde aria de activitate a Institutului și îl face mult mai vizibil decât a fost până în prezent. Credem că este o inițiativă bună și grupul parlamentar UDMR va vota pentru această inițiativă legislativă. Mulțumesc!